Vă binecuvântăm din casa Domnului în această zi de sărbătoare, ziua în care ne aducem aminte de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Intrare care vestea și aducea mântuire pentru Israel, dar care mântuire a ajuns până la noi în zilele acestea. Și pentru că textul din această dimineață, textul programat în calendarele noastre, este din Evrei, capitolul 2, versetul de aur este versetul 3, Evrei 2 cu 3. Acolo unde suntem, îl putem rosti împreună cu toții. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Și, bineînțeles, ne aducem aminte de versetul de aur al anului, din Matei, capitolul 3, capitolul 6, cu versetul 33, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Lăudați să fie numele Domnului! Ce dimineață frumoasă, cântări înălțătoare, nădăjduiesc din toată inima că am cântat împreună, l-am lăudat pe Domnul. Mesaje pline de adâncime duhovnicească, relevanță pentru vremurile în care trăim și pentru viețile noastre. Dragii mei, în pasajul programat pentru această zi, în Evrei, în capitolul 2, ni se vorbește foarte mult despre moarte. De fapt, Domnul Iisus Hristos a intrat în lumea aceasta, a adus împărăția lui Dumnezeu în lume și a pecetluit inaugurarea acestei împărății prin cruce, prin jertfă, prin moarte. Oamenii credeau că a intrat în Ierusalim și că vrea să preia împărăția lui Israel, să pună mâna pe sabie, să-i scoată afară pe romani și să înceapă o nouă eră de dominare asupra împărățiilor din jur, asupra lumii de atunci. Pilat era foarte curios să știe de ce Domnul Iisus Hristos s-a declarat pe sine împărat. Și îl presează cu întrebările lui: da, ești împărat? Dar de ce spui că ești împărat? Și Domnul Iisus Hristos în cele din urmă îi spune: da, sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut, pentru asta am venit, ăsta este scopul meu. Și anul acesta vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. În luna aprilie începem un nou segment al studiului nostru duminical. În primele trei luni, ianuarie, februarie, martie, am abordat subiecte legate de Dumnezeul împărăției. Am vorbit despre afirmațiile existenței lui Dumnezeu, despre atributele existenței lui Dumnezeu și despre aplicațiile existenței lui Dumnezeu pe care le putem percepe. În luna aprilie începem să vorbim despre dovezile împărăției lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta poate fi vizibilă, un fel de a spune, vizibilă pentru oamenii duhovnicești, prin Domnul Iisus Hristos, prin biserică, dar chiar și în lumea aceasta, împărăția lui Dumnezeu este prezentă pe întreg pământul, este vestită pe întreg pământul.
Și astăzi era subiectul întrupării Domnului, urmând ca duminica viitoare, cu ocazia sărbătorii învierii, să fie învierea Domnului, apoi înălțarea Domnului și apoi încoronarea Domnului Iisus Hristos la dreapta Tatălui. Acestea sunt dovezile împărăției lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și pasajul din această dimineață, Evrei, capitolul 2, ne vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos în lume, versetul 9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme, mai prejos decât îngerii, iată, întruparea, adică pe Iisus. Și acum partea a doua, versetului 9, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Vă rog să observați capetele acestui segment. Pornim de la întrupare și ajungem la încoronare, la încununarea Domnului Iisus Hristos în glorie. Însă între aceste două capete ale vieții pământești a Domnului Iisus Hristos, întrupare și încununare în slavă, au existat marile miracole ale învierii și înălțării Domnului Iisus Hristos. Însă învierea este posibilă doar prin moarte. Și dacă privim mai departe la versetul 9 din Evrei, capitolul 2, spune, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme, mai prejos decât îngerii, întruparea Domnului Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Slava Domnului este prin înviere, este prin înălțare și este prin încununarea la dreapta Tatălui. Asta este slava și cinstea pe care o primește. Ascultați în finalul versetului 9. Din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Și, dragii mei, asta este mântuirea pe care a adus-o lumii noastre. Atunci când a intrat în Ierusalim, nu să stea pe un tron, nu pentru aclamări și aplauze, ci pentru ca să fie înălțat pe cruce. În vremea aceasta, în care se vorbește așa de mult despre moarte, despre durere, despre suferință, mesajul acesta este extrem de actual. Și vă rog să observați, în continuare acestui verset 9, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o frică, o teamă teribilă. Teama, frica de moarte. Ascultați ce spune versetul 15. Și să izbăvească, să salveze, să mântuiască pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Știți dumneavoastră că prin frica morții toți oamenii sunt robi? Împărații sunt robi. Oamenii liberi sunt robi. Oamenii bogați sunt robi. Oamenii săraci sunt robi. Oamenii importanți, celebri, faimoși sunt robi. Anonimii sunt robi. Robii sunt robi. Toți oamenii care trăiesc în lumea aceasta intră sub această robie adusă în viața lor, toată viața lor, datorită morții. Frica morții și prin frica morții supuși robiei toată viața lor. Asta înseamnă copii nou născuți, robi.
tineri, adolescenți, robi. Oameni în toată firea, robi. Oameni în vârstă, robi. Frica aceasta apare în om. Frica morții. Îndată ce este conștient de sine însuși. Pricepe din ce în ce mai clar această amenințare care stă deasupra vieții fiecărui om din lumea aceasta. Acum, noi oamenii avem puterea de a ne împotrivi lucrurilor care ne sunt potrivnice. Toată viața noastră luptăm împotriva forțelor care ne amenință, împotriva forțelor care acționează negativ asupra vieților noastre. Ne protejăm, ne păzim, avem medicină, avem arme, avem toate soluțiile, instrumentele, posibilitățile de a ne proteja la dispoziție. Un adevărat arsenal concentrat asupra unui singur lucru, supraviețuirea noastră. Și luptăm de când ne naștem, de la prima respirație și plânset cu care intră în viața aceasta, pe pământul acesta, un copil, până la ultima suflare. Așa și numim lucrul acesta, trage să moară. Se luptă până la ultima suflare cu moartea. Toată existența noastră este o luptă pentru supraviețuire. Să avem ce mânca și ce îmbrăca, pentru că le considerăm esențiale supraviețuirii. Să fim sănătoși, să ne ferim de toate pericolele din jurul nostru, pentru că vrem să supraviețuim. Și cu toate acestea, moartea nu a fost învinsă nici de oameni mari, cu posibilități, cu bogății, nici de oameni mici. Moartea nu discriminează, trece pe la fiecare viață și seceră. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre frica morții alimentată de puterea morții. Versetul 14 din Evrei 2. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte, adică să poată să moară, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Dragii mei, prin autoritatea pe care a câștigat-o în lumea aceasta, diavolul este în posesia unei sentințe implacabile care aduce moartea în dreptul fiecăruia dintre noi. El e tâlharul care a venit să fure, să prăpădească, să jefuiască, să nimicească și se folosește de moarte. Da, frica morții este alimentată de această putere implacabilă a morții. După mii de ani de existență, am ajuns la constatarea că nimeni nu poate scăpa. Și în vremea aceasta, îmbolnăvirea, îmbătrânirea și moartea sunt lucruri comune pentru mari și pentru mici, pentru sfinți și pentru păcătoși. Moartea aceasta naturală a intrat în lume și seceră la rând. Și acum, al treilea lucru despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre frica morții, alimentată de puterea morții,
Iar puterea morții are un bold care se numește păcat. Cauza morții, plata aceasta, este rezultatul păcatului. Plata păcatului este moartea. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetele 17 și 18. Pentru că, dragii mei, nu se termină totul la mormânt și Domnul Iisus Hristos n-a venit să ne promită că nu mai îmbătrânim, că nu ne mai îmbolnăvim și că nu mai murim. A venit să ne promită viața veșnică dincolo de moarte, unde nu mai există moarte. Știți de ce? Acolo nu ne va mai fi frică, pentru că moartea nu va mai avea putere, pentru că boldul morții va fi nimicit, adică păcatul. Pentru acea viață a venit Domnul Iisus Hristos în lume. Și spune aici, prin urmare, versetul 17, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Sunt de neuitat cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 55. Unde ți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința, biruim frica morții, biruim puterea morții și biruim boldul morții, care este păcatul, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, odinioară când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, noroadele s-au îmbulzit și au întins hainele în calea lui. Au luat ramuri de finic, au început să-l laude, să strige Osana. Până acolo că i-a deranjat cumplit lucrul acesta pe farisei. Pentru că închinarea pe care noroadele i-o aduceau Domnului era mai mult decât închinarea adusă unui împărat. Era închinarea adusă lui Dumnezeu. Și totuși, triumful din ziua aceea s-a transformat într-o tragedie. O, nu crucea, nu jertfa Domnului Iisus Hristos, nu moartea Domnului Iisus Hristos, tragedia faptului că nu l-au înțeles, așa cum auzeam mai devreme, că nu l-au primit, că l-au respins. În această zi în care sărbătorim intrarea triumfală, haideți și noi să strigăm Osana, să-L lăudăm, să ne închinăm, să facem o rugăciune de proslăvire la adresa Domnului, care a intrat în lume și s-a întrupat, care a intrat în Ierusalim, dar care a intrat în viețile noastre și oricând are dreptul să intre triumfal în mijlocul bisericii sale și biserica sa să-i aducă osana, să-i aducă închinare, să-i aducă laudă. De ce? Pentru că astăzi, la intrarea triumfală, vestea pe care am auzit-o, mesajul pe care l-am auzit, este mesajul salvării, al mântuirii, față de care n-avem dreptul să stăm nepăsători. Pentru că acest mesaj este mesajul eliberării, eliberarea de frica morții. Ne uităm în jurul nostru, cad mulți în stânga și în dreapta. Foarte posibil că vine rândul unora dintre noi, acum sau mai târziu, dintr-un motiv sau din altul. Dar noi privim momentul acela fără frică, știind că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta El, se va arăta și viața noastră.
Da. Frica morții. Suntem eliberați. Dar suntem eliberați pentru că am fost eliberați de puterea morții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că moartea n-a avut nicio putere asupra Domnului Iisus Hristos, nu l-a putut ține. Intră cei dragi ai noștri în țărâna pământului, dar intră numai pentru o vreme. Într-o zi se vor rupe legăturile morții, lanțurile morții vor cădea la pământ. Cei dragi ai noștri și noi toți vom fi înviați în slavă și moartea nu va avea nicio putere. Pentru că am fost iertați și mântuiți de păcat. Așa că pentru aceasta, haideți acolo unde suntem, să ne ridicăm în picioare. Mai întâi, să lăudăm pe Domnul printr-o cântare. Ne închinăm înaintea Domnului. Și apoi vom face o rugăciune, dar rugăciunea aceasta, de la încheierea serviciului de dimineață, va fi o rugăciune de proslăvire, de laudă pe care o aducem Domnului. Cu ochii credinței, să-L vedem pe Cel care a străbătut cerurile, să-L vedem pe Cel care a intrat în lume de dragul nostru, să-L vedem pe Cel care a intrat în Ierusalim să moară pentru noi, să-L vedem pe Cel care va reveni să ne ia în slavă în moștenirea Lui și pe noi. Și pentru asta să-L lăudăm. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi ne vom închina în rugăciune.